Ștefan cel Mare n-a susținut chiar 50 de bătălii și n-a fost rănit chiar de fiecare dată. Știu că a fost rănit o singură dată foarte tare la asediul Chiliei, pentru că dacă facem un pic de istorie, trebuie să vă spun că o mare parte din domnia lui Ștefan cel Mare și din luptele pe care le-a avut cu turcii s-au datorat în primul rând stăpânirii cetăților Chilia și Cetatea Albă, importante porturi la Marea Neagră, pe unde se făcea comerțul între țările din vestul Europei cu cele din bazinul mediteranean. Prin acele locuri treceau foarte multe mărfuri și în felul acesta Ștefan cel Mare putea să adune impozite, să adune foarte mulți bani și în felul acesta să întrețină o armată puternică. Pentru turci era vital să captureze Chilia și Cetatea Albă, lucru care de altfel s-a și întâmplat în 1484. Această legendă descrie practic o bătălie care a avut loc undeva în preajma cetății Neamț. Cine a ajuns acolo, îi se mai spune și Cetatea Neamțului, corect este Cetatea Neamț. Multă vreme s-a crezut că este o ctitorie a cavalerilor teutoni, care datau de undeva de pe la sfârșitul veacului al XIII-lea. Nu se știe încă sigur. Forma sa dreptunghiulară arată că a fost construită cândva înainte de apariția tunurilor și a prafului de pușcă, pentru că în momentul în care au apărut armele de asediu, atunci turnurile au devenit cumva rotunjite pentru a putea devia ghiulelele tunurilor. Deci, bătălia pare să fie avut undeva loc în preajma cetății Neamț. Poate că a fost o luptă cu turcii, poate că a fost o luptă cu polonezii și ei au asediat cetatea Neamț. Din câte știu, ea nu a fost cucerită într-adevăr niciodată. O altă legendă spune că Ștefan cel Mare construia după fiecare bătălie câte o mănăstire. Este parțial adevărat, a construit foarte multe mănăstiri, însă pe multe le-a și restaurat. Deci nu chiar toate mănăstirile despre care știm că ar fi fost făcute de Ștefan cel Mare, nu chiar toate sunt făcute de Ștefan cel Mare. Pudna, de pildă, acolo unde se află înmormântat, nu este ctitoria lui Ștefan cel Mare, de pildă. El a restaurat și a înălțat alte corpuri de clădire. Dar să ne întoarcem la povestea noastră. O altă legendă foarte, foarte scurtă pe care vreau să vă lecturez se numește în Vrancea. Vrancea, pentru cei mai mici dintre ascultătorii noștri, este o regiune în Moldova. Trebuie să vă spun că Moldova lui Ștefan cel Mare era mult mai mare decât Moldova pe care o vedeți astăzi pe hartă. Mult, mult mai mare, aproape dublă ca întindere. Iar Vrancea se află încă la... Vrancea încă ne aparține, se pare, este parte din România. Cum nu s-a întâmplat cu Chilia și cu Cetatea Albă, care în momentul ăsta... Cetățile acelea importante ale lui Ștefan cel Mare, pierdute în 1484. Legenda aceasta în Vrancea tratează o altă bătălie, o bătălie care a avut loc în 1476. Ștefan cel Mare a fost foarte preocupat să-i schimbe domnitorii din țara românească și să pună acolo pe tron un domnitor care să-i fie lui favorabil. De aceea s-a bătut cu Radu cel Frumos, care era fratele lui Vlad Țepeș și care era un protejat al sultanului, și a refuzat să mai plătească bir turcilor, iar atunci turcii l-au atacat în 1475. A avut loc o mare bătălie la Podul Înalt sau la Vaslui, câștigată de Ștefan cel Mare, iar în 1476, când are loc această poveste, Ștefan cel Mare este învins de turci la Războieni. Legenda sună cam așa. Ștefan Vodă cel Mare pierduse o bătălie. Oastea era bătută și risipită, iar el cutreiera singur munții Vrancei, ascunzându-se. Se duse înainte și mereu înainte, adâncit în gânduri, până ce se înseră. Atunci ajunse la o căsuță curată, pe al cărei prag îi ieși înainte o femeie bătrână și frumoasă. Trăsăturile feței ei luară o expresie blândă când îl văzu și îi zise: oricine-i fi,
Intră la mine, căci am lapte să-ți dau să mănânci și poți să te odihnești. Domnul se așeză lângă vatră și bău laptele și mâncă din cașul ce-i de de femeia, care nu-l întrebă nimic. Pe urmă, ea îi pregăti un culcuș cu scoarțe țesute de dânsa și perne cu flori cusute cu mâna ei. Și toate erau albe ca florile pomilor și toate miroseau a sulfină. Iar viteazul, obosit, adormi adânc. Dormi până când se crăpă de ziră. Atunci femeia îl deșteptă. Ștefan se sculă plin de mirare, căci el credea că nu-l putea cunoaște nimeni. De ce ești așa trist? Urma, zice femeia. Oastea ți-e risipită, dar Dumnezeu poate să-ți adune alta din brazi și stânci. Uită-te în sus! Și când își ridică Ștefan privirea spre munți, i se păru într-adevăr că vede pădurile mișcându-se și scoborându-se spre el. Brazii se plecară și se încovoiară și printre ei se ivi o lucire ca de foc în cea din tâi rază de soare. Vezi? Zise femeia. Mai suntem și noi pe aici. Toată Vrancea s-a sculat pentru tine ca un singur om. Iată-i, vin toți de după înălțimi și cei 7 flăcăi care merg înaintea celorlalți sunt chiar cei 7 feciori ai mei pe care ți-i dăruiesc. Acum ai să învingi, strigă femeia cu strălucire în ochi. Bătrâna trimisese peste noapte pe cei 7 feciori ai ei în toate părțile și ei se întorceau acum cu ceata de oameni. Până să nu prindă vrăjmașii de veste, Ștefan se repezi de pe munți în jos și-i puse pe fugă. Pe urmă dărui celor 7 feciori ai văduvei 7 munți, care acum poartă fiecare numele câte unuia dintre tinerii viteji.